va trebui să dezvolt ideile funeste ale lui Nicolae Ceaușescu în legătură cu viața oamenilor. În esență, el își bătea joc de mobilul esențial al muncii. Omul nu muncește numai de dragul muncii, nu muncește doar pentru a realiza planul, nu muncește doar pentru a construi un viitor de aur generațiilor viitoare. Omul muncește pentru a-și satisface lui și familiei sale necesitățile materiale, mâncare, căldură, îmbrăcăminte, casă, mașină, ceas, televizor, etc. și necesitățile culturale, artistice. Ce rost avea realizarea planului dacă mâncarea era insuficientă, dacă iarna era frig în case și la serviciu, dacă nu era lumină electrică, dacă televizorul avea program doar 2 ore. Eram singura țară din Europa în care proprietarii de automobile puteau circula doar o duminică din 2. De-abia ningea puțin mai mult și se oprea circulația automobilor particulare. Profesori universitari în vârstă, chirurgi de prestigiu european, erau obligați să circule cu autobuze încărcate până la refuz și veni la mare interval. Și aceasta pentru a face economie de benzină într-o țară care totuși avea 5 milioane tone de țiței la 23 de milioane de locuitori. România a fost singura țară europeană care n-a transmis campionatul mondial de fotbal din 1986. Transmisia unui meci de fotbal trebuia să aibă încuviințarea Elenei Ceaușescu. S-a renunțat la concursul de muzică ușoară Cerbul de Aur, a fost anulat festivalul de muzică ușoară de la Mamaia, s-a oprit organizarea anuală a festivalului George Enescu. Nu dădeau centralele suficientă energie electrică, se tăia lumina electrică la sate, nu era suficientă energie termică, se amputa căldura la populație și totul în numele asigurării producției. Dar ce scop avea realizarea producției industriale dacă producătorii nu erau beneficiari ai muncii? Am văzut Craiova în noiembrie 1985, întuneric, aprovizionare mizerabilă, Calea Unirii, întuneric beznă, câteva becuri, vitrinele întunecate. Ce să mai spun, arăta mai rău ca în timpul războiului. Această constatare mi-a confirmat-o și frate Minicu, când, în ianuarie 1985, a venit în România ministrul de externe britanic Howe. Nevăzând deloc lumină de la Otopeni până la Piața Scânteii, m-a întrebat dacă este un exercițiu de apărare împotriva bombardamentelor. În aceeași lună, în discuțiile de la Ministerul Afacerilor Externe, fiind pătruns de frig, vicecancelarul Republicii Federale Germania, Genscher, a trimis unul din colaboratorii săi la ședință, de unde s-a întors cu un palton și atunci mai era omul cu nevoile sale în centrul întregii politici a partidului. Sunt convins că în România erau posibilități să se trăiască mai bine. Concepția soților Ceaușescu era greșită, antipopulară, de natură să trezească nemulțumirea oamenilor, să alimenteze disperarea și să facă să sune fals, enervant, tot convoiul de cuvântări ale lui Ceaușescu. Emisiunile de la radio și televiziunile clocoteau de minciuni și falsități, presa înfățișa o altă lume decât cea reală. Trăiam într-un mediu absurd, una se spunea, alta se făcea. Una era situația și alta era imaginea din mass media. Ca și Churchill care, pictând în aer liber într-o zi întunecoasă, mohorâtă, înfățișa pe pânză munți însoriți, acoperiți de păduri, că doar nu putea picta numai ceea ce vedea.